Bunul Dumnezeu să primească închinarea noastră. Atunci când Iisus Hristos străbătea Israelul pe jos, într-o împrejurare se uită la mulțime și, fiind un Dumnezeu atât de minunat, dorește să aducă echilibru în viața oamenilor. Se uită la oameni și își amintește de o pildă, de pilda vameșului și a fariseului. Le spune oamenilor că doi oameni, un vameș și un fariseu, se duc la templu să se roage. Mulțimea, când aude de un vameș și de un fariseu, deja se gândesc: vai, ce o să spună Domnul despre vameșul acesta? Vai, păcătosul acesta! Vai, cât e de nenorocit omul acesta! Direct în fundul iadului o să ajungă! Și începe Domnul să-l spună că ambii ajung la templu și încep să se roage. Începe fariseul să spună rugăciunea și începe fariseul să-i spună lui Dumnezeu ce părere bună are el despre sine, cum este el văzut bine de ceilalți, cât este el de drept, cât este el de special. Și oamenii îi dau dreptate și spun: da, așa e, așa e, omul acesta e atât de drept. Și apoi începe Domnul Iisus Hristos să spună cum se roagă vameșul. Și începe vameșul să spună: Doamne, eu sunt un păcătos. Și parcă văd cum se gândesc oamenii: așa e. Doamne, eu sunt un nenorocit, nu merit să stau înaintea Ta. Și oamenii dau dreptate: da, așa e. Parcă încep să văd cum se gândesc oamenii, că Dumnezeu o să înceapă să zică despre vameșul acesta că o să fie vai de el, că e un nenorocit și nimic bun nu se poate întâmpla cu omul acesta, că soarta lui e deja decisă și că nimeni nu o să-l privească niciodată cu ochi buni. Și Domnul nostru Iisus Hristos șochează mulțimea, pentru că la final spune: eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a coborât acasă socotit neprihănit. Și atunci toți oamenii rămân șocați. Ei toți știau că omul acesta e un păcătos și atunci când îl vedeau pe stradă un vame, spuneau despre el: păcătosul acesta, departe de mine, nici nu vreau să mă ating de el, e un păcătos, nu merită nici măcar să-i rostim numele. Și vine Iisus Hristos și spune despre un vameș: e socotit neprihănit. Cu toții sunt șocați. Aș vrea să vă spun că și noi de multe ori avem o atitudine greșită înaintea lui Dumnezeu. De cele mai multe ori avem preconcepția că faptele noastre spun despre noi dacă suntem sau nu niște oameni neprihăniți. Dar și atitudinea noastră înaintea lui Dumnezeu, adevărul din spatele vorbelor, gândul din spatele vorbelor pe care le spunem lui Dumnezeu, și acelea ne pot clasifica neprihăniți sau nu. În seara aceasta urmează să intrăm în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Și aș vrea să nu vă îndemn ce să vă rugați, ci aș vrea să vă îndemn să folosiți o anumită atitudine înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. În seara aceasta s-ar cuveni să venim înaintea lui Dumnezeu și să ținem cont de faptul că Dumnezeu știe cine suntem noi, dar să-i reamintim. Să-i reamintim părțile acelea ascunse din viața noastră, pe care oricum Dumnezeu le știe. Aș vrea să vin în rugăciune eu înaintea lui Dumnezeu împreună cu dumneavoastră
și să-i reamintesc lui Dumnezeu faptele mele rușinoase, să-i amintesc lui Dumnezeu slăbiciunile mele, să-i amintesc lui Dumnezeu luptele pe care le-am pierdut și încă le pierd, luptele acelea pe care nu le pot birui. Nu vreau să-i reamintesc lui Dumnezeu astăzi cât sunt eu de special. Nu vreau să-i aduc înainte calitățile mele, lucrurile bune pe care le-am făcut. Dumnezeu oricum le cunoaște. Vreau să vin înaintea Lui și să mă prăbușesc, să-i spun lui Dumnezeu: Doamne, știu că Tu știi, dar vreau să-ți reamintesc, sunt un nenorocit. Doamne, sunt un păcătos. Doamne, mi-e rușine cu faptele mele. Mi-e rușine, Doamne, pentru că am gândit asta, am spus asta. Eu sunt acela care a făcut asta, Doamne. Spunea Papa Francisc că Dumnezeu niciodată nu face minuni cu oamenii care spun despre sine că sunt drepți, ci cu aceia care vin înaintea lui Dumnezeu cu starea lor slabă. Cea mai mare minune pe care ar putea Dumnezeu să o facă în viața ta în seara aceasta este să te duci acasă socotit, neprihănit. Dar nu eu să te socotesc neprihănit, ci Dumnezeu. Este cel mai mare câștig pentru mine și pentru dumneata să mergi acasă astăzi socotit, neprihănit de Domnul nostru Iisus Hristos, care a plătit pe cruce cu însuși viața sa, ca tu în seara aceasta, după o simplă rugăciune, să fii socotit, neprihănit. Glorie Lui! Vă invit cu respect să stăm înaintea lui Dumnezeu în picioare, să intrăm în rugăciune și să folosim această atitudine de smerenie și de sinceritate înaintea lui Dumnezeu. Intrăm în rugăciune.